Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o mai mare slăbiciune către Latura Middle Easter. Dacă și voi sunteți în aceeași, în aceeași zonă de interes... V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă nimic să vă abonați, nu vă costă nimic să mă urmăriți, să lăsați un like, un com și așa mai departe. Bun, eu acum când filmez este vineri, voi veți vedea acest videoclip tot astăzi pentru că v-am spus în ultimul videoclip, voi decala puțin programul de postat pe YouTube, în sensul că voi posta două videoclipuri undeva de luni până vineri, da? Sâmbăta și duminica exclus. Că a venit vara, mai o ieșală, mai una alta, da? Și oricum nu e ok nici pentru mine, nici pentru voi. Nu cred că cineva stă în weekend să se uite pe YouTube. Ok, Parfumul zilei mele de astăzi, parfumul pe care eu îl port astăzi, este acel parfum ce mă duce și mă va duce toată ziua, pentru că da, este acea bombiță pe care nu o dai jos de pe tine, între ghilimele, cu una, cu două. Uh, mă duce în Amalfi. Da. V-am mai spus eu într-un alt videoclip când vorbeam despre Hikaya, Um, Eternal Wood, dacă nu mă înșel, că este mirosul Dubaiului, chiar dacă eu nu am fost acolo. De altfel, și Ajmal de la casa Haifa este mirosul din Amalfi, chiar dacă eu nu am fost acolo. De ce spun asta? Bun, bun. Este acel parfum old season. Însă eu îl văd mult mai ok, mult mai bine scos în evidență pe vreme caldă. Este acea aromă fructată, zemoasă, delicioasă, suculentă, fără a pica în latura aceea de aromă cu iz alimentar, da? Este. Este ceva ce te lasă în zona parfumeriei, da? Nu te duce, chiar dacă eu spun că acele fructe sunt gustoase și așa mai departe, nu este ceva ce te poate duce cu gândul către o cofetărie sau așa mai departe. Ai aici fructe roșii, delicioase, ai izul acela de portocală roșie proaspăt tăiată, proaspăt tăiată în două, ai și ceva mosc pufos, da? Este o minunăție și încă o dată vă spun, este hiper, mega, ultra bombiță și dacă sunteți domni și nu vă temeți de parfumurile fructate, s-ar putea să fie pe alea dumneavoastră. Bun, lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce parfum purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip și Ați văzut deja din titlu V-am mai spus eu și în alte videoclipuri Sunt atât de multe parfumuri noi um, E cam greu să țin pasul cu industria Ca să mă exprim așa Pentru că vreau, îmi place Da, nu că... Da, îmi place și vreau Să vin de fiecare dată cu noutăți către voi Să împărtășim opinii și așa mai departe Și pentru că eu mai am puțin și termin primele sticle. Veți vedea imediat. Mi-am dat seama că, de fapt, nu am recenzia unor două parfumuri ce aparțin casei La Tafa. De ce le-am inclus pe aceste pe ambele în același videoclip? Deoarece, în opinia mea, au câteva uh, asemănări da? între ele. Bun. Și voi începe cu. Musamam White Intense de la La tafa. Și da, vedeți bine, am două, da? Deja am două V-am mai spus eu în alte videoclipuri, de fapt în, nu în alte videoclipuri Și în alte videoclipuri, dar și în uh, top 5 best of La tafa, Că aceste parfumuri pentru mine categoric sunt uh, 10 din 10 Și de fiecare dată când acestea se vor... Uh, termina da atât timp cât ele vor, vor fi pe piață eu scuze eu le voi avea în permanență. Haideți să începem întâi cu aceste tui în care vine parfumul musamam White Intense. El pur și simplu așa a venit da fix cum îl vedeți voi nu a fost aceste tui nu a venit într-o altă cutie de carton nu știu de exemplu cum este. Uh, suvenir floral buchet de la afnan ați văzut el vine în acel în acea cutie cilindrică iar acea cutie la rândul său vine într-o cutie de carton ei bine cei de la latafa au pus parfumetele în aceste tui ce vrea să imite pielea de șarpe și atât da deci a fost sigilat și atâta tot bun sticluțele da, vedeți, și din acesta este uh, consumat, că am zis, zic, hai să vedem cum îmi fac agenda de clipuri, Da, și mi-era teamă că dacă întind mâna în continuare după dânsul, se va termina și voi veni aici cu sticluța goală. O să vă întrebați, ei bine, cum de ai reușit tu? Nu mai știu de cât timp am această sticlă, 4-5 luni? La începutul anului nici nu mai țin minte Oricum, în momentul în care voi edita videoclipul, dacă voi găsi pe undeva prin short pe YouTube da? Că de obicei acolo pun uh, uh, unboxing-uri da? pe scurt O să vă las scris pe undeva pe aici de cât timp am Bun, aceasta este sticluța genul acela de sticlă arma albă Da, Poți omorâ pe cineva cu treaba asta, deși eu nu recomand și vine cu acest serpisor. Da. Pentru că am văzut și la că am văzut și la uh, Musamam prima variantă. Se pare că la tafa are ceva cu șerpișorii. Bun. Sticla este faină, nu prea mă dau eu un vânt după aceste minunate reptile, dar nu mai contează. Prețul este undeva între 200 și 240 de lei, dacă nu mă înșel, pe diferite site-uri îl puteți găsi. Iar, haideți să vorbim un pic despre piramida sa olfactivă. Musamam White Intens a fost lansat în 2023, iar în vârf are bergamotă, portocală, condimente, în mijloc cocos, silang-ilang, ambroxan, mahonial, iar în bază lemn de santal, mosc și benzoină. Bun, și îl pulverizăm, că știți că așa mi așa, îmi place să vorbesc. Apropo, atomizorul este mega, mega fain, în opinia mea, da? Dar, această aromă, această aromă, da? Um, ei, pe Fragrantica, îl listează ca fiind acel parfum, unisex. În opinia mea, este, dacă vreți, un unisex ce înclină 70-80% către latura feminină. Da? Bun. Musamam White Intens face parte din acea categorie de parfumuri a casei la Tafa, care încă de la prima pulverizare Um, nu s-a simțit acel iz specific al casei. Da, v-am terorizat cu izul specific al, al, parfumurilor de la Latafa. Însă, eu cam în 80%, da, 80 din ceea ce dețin de la Latafa, la prima pulverizare am putut percepe un iz ce mă duce cumva cu gândul către Cauciuc ars, combustibil, da, chestii de genul iz industrial, dacă vreți. Ei bine, Musamamu musamam, oh. uh, Musamamu white intens, nu. Da? Uh, nu a avut acel iz încă de la prima pulverizare, uh, nu a necesitat acel timp de macerare, da. Mirosul a fost destul de, adică suficient de rotund, de bogat, da. Performanțe foarte bune încă de la prima pulverizare pe pielea mea, și da, din, din punctul meu de vedere, nu necesită, adică în momentul în care îl comandați și îl primiți, îl puteți folosi liniștit, da? E drept, după două săptămâni, două săptămâni jumate, hai să spunem două-trei săptămâni, da? Să facem o medie în mare. Mirosul acestui parfum, dar și performanțele sale. Pur și simplu au înflorit, da? A devenit mult mai bogat, mult mai profund și performanțele mult, mult mai mari. Însă, cum miroase acest parfum? Ei bine, mie acest parfum îmi dă următoarea stare, da? Um, sunt în cel mai exclusivist spa, da? Um, am venit vorba aceea să mă relaxez, să îmi încarc bateriile. Și am fost servită de către cineva din personalul de acolo cu o cană mare de ceai negru aș putea spune eu, da? dar nu ceai negru concentrat, dacă vreți, un ceai negru mai slăbuț în care s-a adăugat uh, ceva lapte de cocos, aș spune eu mai degrabă, iar pe care mi-a fost pe tava pe care mi-a fost servit acest, această cană cu ceai se mai află o farfurie cu ceva felii de portocală și ceva petale de ilang ilang pe post de decor. Da? Cam asta este um, starea, da? Cam asta este filmul în care mă duce pe mine Musamam White Intense. Are încă de la primul puf, da? încă de la prima pulverizare, am putut simți acel uh, vibe, da? detest termenul, dar nu-mi vine altceva în minte momentul de față, am putut resimți acel fin vibe de ADN de gri și arnel, dar totodată și acel uh, ADN de Versace Cristal Noir. Um, tot am zis disclaimer acum, da, paranteză, tot am zis că o să fac uh, un clip cu toate clonele mele pentru Gris și Arnel, inclusiv cu decant din original, urmează să fac și acel videoclip și o să vedeți că pentru mine și pentru nasul meu, uh, Versace Cristal Noir are similitudini cu ADN-ul lui Gris și Arnel, da? fără a fi un parfum inspirat. Bun, revenind la Musamam White Intense... Pe ansamblu, chiar dacă am venit și v-am spus uh, lapte de cocos și petale de ilang ilang, nu pot spune că Musamam White intens este acel parfum tropical. Da? În opinia mea, pentru gusturile mele, nu este genul de parfum pe care eu personal l-aș purta strict vara, da? Sau uh, nu este acel parfum pe care l-aș pune pe o tăviță alături de toate parfumurile mele tropicale. Nu! Aș putea spune, totuși, mai degrabă că are acel aer exotic, dacă vreți, da? Cu toate acestea, um, pentru mine, din nou, și pentru gusturile mele, tot timpul o să mă auziți cu treaba asta. De ce? Pentru că suntem diferiți. Um, nu toți preferăm același arome, nu toți resimțim la fel un parfum, nu pe toți uh, parfumuri are aceleași performanțe și așa mai departe Însă, pentru mine și pentru gusturile mele, Musama White Intense este acel parfum all season da, Pentru, pentru faptul că pot resimți aici, cum să vă spun eu este suficient de proaspăt, dacă vreți, pentru vreme caldă și totuși este, totodată este fin gurmand, dacă are sens, vag gurmand, pentru vreme rece. Da? Este acea aromă elegantă, dar versatilă totodată, este acea aromă ce o poți purta chiar și la birou, cei drept ceva mai mult mai puține, nu mai multe, ceva mai puține pufuri, deoarece vom ajunge și la capitolul performanțe. Însă, însă, per ansamblu, exact cum v-am spus, este elegant, dar versatil. Poate fi cu ușurință și acel tip de uh, parfum semnătură, da? Îl văd purtat absolut oriunde, chiar dacă, exact cum v-am zis, chiar dacă are um, Izul acela, chiar dacă îți conferă aerul acela fiind de tot elegant, nu știu, felul tău de a fi, da? De la om la om, că până la, până la urmă ormei tu porți parfumul, nu el pe tine, da? De aceea spun că este versatil. Hai că mai am un pic și din nou mi se circuitează creierul. <laughs> ok. Performanțele sale, da? Că aici treaba asta interesează pe foarte multă lume din ceea ce am observat eu pe pielea mea, în cantitatea aplicată de mine, paranteză, știți că sunt oversprayer, am închis paranteza, undeva la 8-9 ore. Da, 8-9 ore lejer, da, lejer, duce între ghilimele acest parfum. Um, ca psiaj, undeva la 2 ore jumătate, chiar 3, da, depinde. Am observat, de exemplu, că se comportă extrem, extrem de bine, culmea, pe vreme caldă. Știți că, în general, vara, datorită umidității, transpirației și așa mai departe, parfumurile tind să fugă de pe noi. Însă, nebunia aceasta frumoasă are un siaj frumos de două ore jumate, chiar trei. Da? În opinia mea, incredibil, sinceră să fiu. E drept. Este acel parfum, v-am spus, dintr-o categorie de preț ușor medie, dacă vreți, da? 200-200 și ceva de lei. Oricum, credeți-mă că merită fiecare bănuț. Da? Pur și simplu merită fiecare bănuț. Dacă ai mirosi, dacă cineva ți-ar pulveriza pe mână acest parfum, fără să vezi sticla și fără să știi ce este, ai putea și fac pariu treaba asta cu absolut oricine. Ai putea spune că este ceva de designer sau chiar de nișă, da, nu are absolut nimic, nimic, nimic din latura middle-easter, da, dar absolut nimic. Chiar dacă ei în vârf listează bergamotă, portocală și condimente, eu nu pot spune da? că resim ceva ce m-ar duce cu gândul la condimente de la prima pulverizare, da? inclusiv până în dry down-ul final. Nu, resim, nu știu de unde au scos ei partea cu condimentele. Da? Și um, dacă vă întrebați cum am reușit eu să beau atât de mult parfum, da? pentru că sticla vine în variantă de 100 de mililitri, um, nici nu mai știu. Oricum, în momentul în care editez, o să vă scriu pe undeva pe aici de cât timp am sticluța însă știu că i-am făcut și mamei câteva decanturi de 10 ml, hai să spun undeva 2, maxim 3, da? Iar în rest, cam în fiecare poșetă și ghiozdan, da? Am decant de 10 ml din acest parfum. De ce? Pentru că, indiferent ce parfum, cu ce parfum mă dau atunci când plec de acasă, dacă se întâmplă să, nu știu, să fiu plecată mai multe ore sau așa mai departe și simt acea nevoie de a mă împrospăta, da, pur și simplu aplic Musamam White Intens. Pentru că, da, Musamam White Intens este acel parfum superb, așa cum este el, da? de sine stătător. Însă, totodată, merge între ghilimele că nu are picioare în foarte, foarte multe variante de layering, dar foarte multe. Și da, exact cum v-am spus, de fiecare dată când se va termina, voi avea încă o sticlă. Niciodată acest parfum nu îmi va lipsi. Și sper din suflet ca niciodată să nu fie uh, discontinuat. Da? Bun. Următorul parfum despre care vom vorbi este o lansare, tot 2023, acasă la Latafa uh, E drept, pe acesta l-am din iarnă, știu sigur, da? Și da, din nou. Și da, de aceea cam acesta este dentul, da? Din nou, chiar dacă vorbim de un parfum ce vine în variantă de 100 de mililitri. Și da, vedeți bine, l-am început și pe acesta, tocmai în ideea că, zic ce fac, termin deja prima sticlă de Liam, 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 Grey, Liam, cum vreți voi, te ajung să termin prima sticlă și eu nu am recenzie la el. Și da, am abuzat din sticla mai nouă. Bun. De data aceasta vorbim despre un parfum total, total unisex. Da? Iar notele sale sunt. În vârf, cardamom, smochină, cei negru, în mijloc iris, vetiver și labdanum, iar în bază vanilie, lem de santal, tomca și paciulii. Și da, exact cum urlă toată lumea, uh, Liam sau Liam Grey este acel parfum inspirat de gri Chanel de la BDK. Bun. Dacă sunteți alături de mine de ceva timp, da? Super atomizor și aici, nu aveți treabă. Doamne Dumnezeule! Acum, sunt pur și simplu obsedată, dar obsedată de ADN-ul lui Grișarnel, da? Îl ador. Chiar dacă am mai multe parfumuri, din mai multe zone olfactive, din, nu știu, cu trebișoara aceasta, și cred că v-am mișcat, îmi cer scuze, uh, cu trebișoara aceasta eu simt că rezonez cel mai bine, da? Cel mai, cel mai bine. Păcat că Gri v a mai spus eu în alte videoclipuri, <coughs> și nu, nu spun asta ca să execut, ca să Habar, n-am cine sunt, nu mă interesează, nu am nimic cu nimeni. Însă pe mine, pe pielea mea, da, poate sunt eu uh, blestemată, poate nu știu ce se întâmplă. Eu pur și simplu nu mă pot împrieteni cu Grișarnel original, la modul strict de performanțe. da. Uh, am spus-o, o spun și o voi repeta la infinit. Pentru mine este de-a dreptul absurd spre strigător la cer să dau undeva între 700 și 900 de lei pe un parfum, iar el să stea pe mine două ore, cu siaj de 30-40 de minute. Da? Deci nu, nu tati, adică oricât de mult iubesc parfumurile, nu am de ce să fac treaba asta, pentru că, ce să vezi, mi-am găsit iubirea. Bun, deci, înainte și înainte de toate, dacă iubiți Grișarnel, da, sau dacă sunteți la fel ca mine, iubitori, pasionați, amatori de acesta de neolfactiv, Liam sau Liam Grey, că am văzut că este și Liam Blue, de la Latafa, este categoric safe blind buy. Da? Din nou, încă de la prima pulverizare nu a avut acel iz specific al casei. Da? Ca să fac așa o mică paralelă, o mică comparație, paranteză sau ce vreți voi, pe grupul meu de Facebook Frec Family, veți avea link în bara de descrieri, a fost la un moment dat ceva hype cu cașaf de la Latafa. Bun, am intrat, am văzut cât este preț bun undeva la 60-70 de lei, am sărit pe el. Însă, parfumul lui acela, I-au luat nici mai mult, nici mai puțin de două luni ca să scape de izul acela specific al casei. Iar eu am o vârstă. Hai să nu spun destul de înaintată că sună iurea. Bun. Rectificăm. Iar eu, la cei 36 de ani ai mei, eu nu mai am răbdare cu parfumurile, da? Deci, e ok. Știu că există macerare, chiar dacă mulți, da, este un întreg război legat de treaba aceasta, însă nu sunt dispusă să cumpăr un parfum acum și să îl pot folosi abia peste două luni, da, pe bune, adică, nu știu, mă simt ca și cum aș pune murături. <laughs> da? Deci fără nici cea mai mică exagerare. Pun acum un borcan de ardei iuți și în două luni sau făcut da și pot consuma. Nu, tati, nu mă interesează că dau 30 de lei sau 300 de lei, dacă e cazul de acea macerare sau maturare care, da, există, sunt cu totul de acord cu undeva la 2-3 săptămâni, dar 2 luni pentru că așa nu. Revenind la Liam, v-am spus, nu necesită um, acea um, perioadă îndelungată de macerare ca alte parfumuri de la această casă și am avut performanțe cu el din nou, la fel ca la uh, Musamam White intens de la prima pulverizare, mirosul a fost extrem de acolo, da, de la prima pulverizare, însă din nou, la fel ca la Musamam White intens după două trei săptămâni, da, uh, totul s-a aprofundat, dacă vreți, da. Începând cu um, bogăția aromei sale în sine și terminând, nu în ultimul rând, cu performanțele sale. Bun, de deci ce am spus eu că aceste două parfumuri sunt oarecum în aceeași zonă. Um, pentru că ambele parfumuri îmi dau acel... Bine, Musamam White Intense o idee mai puțin, da? Are acel vibe de gris Arnel. Liam Grey este fix direct de acolo, da. dar dacă le aveți pe ambele, nu știu, chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii. De multe ori am senzația că Musamam White Intense se vrea a fi un flanker pentru Liam Grey și când spun asta mă refer strict la aromă. Da? De ce? Pentru că Liam Grey este acel parfum 100% unisex. Uh, pentru multe dintre dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, dacă nu sunteți în zona parfumurilor perfect unisex, s-ar putea să vă lase senzația că înclină masculin. Da? Eu sunt în zona. <gântu -i> Mă umflă râsul că sunt în zona parfumurilor feminine, sunt în zona parfumurilor unisex și sunt și în zona parfumurilor marketate ca fiind 100% masculine. Da? De aceea mă umflă râsul. Ok, um, de asta spun. Musamam White Intense are și el acel schelet, dacă vreți, de gris arnel, da? doar că este uh, lucrat între ghilimele către latura feminină cu acel fiind de tot iz exotic și... Nu, aici am lui ea. Acel fiind de tot iz exotic și acel ilang ilang, da? Dar, da. Bun, revenind la Liam Green. Este acel ceai la dacă vreți, da? Um, cremos, pudrat, fin de tot. Și când spun fin de tot, nu știu, eu una sunt iubitoarea notei de cardamom în parfumerie. Însă, dacă nu iubiți această zonă, s-ar putea să vi se pară prea mult. Da? Însă, eu uh, pur și simplu asta văd. Acel ceai latte, cremos, pudrat, fiind de tot condimentat cu cardamom. Da? Cardamom proaspăt pisat. Și, din nou, este ceva ce mă duce cu gândul, chiar dacă ei nu listează treaba aceasta. A, ba da, listează. Musa White Intens, nu lista. Vreau să spun că e ceva ce mă duce cu gândul la cei negru, da? Da, este acel cei negru, dar um, un ceai latte ce are la bază ceaiul negru, dacă vreți, da, să fim mai uh, expliciți și da, resimți acea smochină aici, da? Se resimte acea smochină coaptă pe care pur și simplu o faci pe din două, mai pe românește, da? Cu propriile mâini. Are și el acea senzație de spa exclusivist, da? Și din nou, nu știu dacă v-am spus, dacă v-am spus, mă repet, este acel parfum ce eu, una, îl văd și îl port în orice sezon, da? Nu este prea mult pentru primăvară, pentru vară, pentru toamnă sau pentru iarnă, nu. Cu siguranță, Liam Gray este, adică poate fi acel parfum de tip semnătură, da? Eu, una, sinceră să fiu, nu știu. Atât de mult îmi plac aceste două parfumuri ale Casei Latafa, dar mai sunt și altele care către care îmi fuge acum mintea, adică aș putea spune, dar cu jumătate de gură dacă vreți, da? că Liam Gray și Musa Mamu White intens pentru mine sunt preferatele casei la tafa. Da? De-a lungul timpului, chiar și înainte să fac YouTube, nu știu, nu mi-aduc aminte ca un parfum de la casa la tafa eu să-l fi folosit de două ori, adică să termin o sticlă, da? Și să o am și pe a doua. Sincer vă spun. Da? Vorba aceea nu este un clip sponsorizat. La tafa nici nu știe de existența mea, da? Dar ca fapt divers. Miroase extrem de scump pentru prețul plătit. Da? Deci, asta vă spun sincer. Extrem de scump pentru prețul plătit. Iar Liam Gray este pe undeva pe la. 115, 140 de lei, da? Din nou pentru 100 de mililitri. Și da, sticluța aceasta o am din iarnă și nu am decantat din ea decât 10 mililitri în total, da? Dar da, din nou, uh, Liam Gray, la fel precum Musamam White Intense, este acel parfum superb de sine stătător, da? dar merge în foarte multe variante de layering. Este pur și simplu, nu știu, genul acela de parfum Easy Rich, dacă vreți, da, îl poți purta la birou, îl poți purta la Lidl, îl poți purta în parc cu copilul, dar totodată îl poți purta și la un interviu, îl poți purta și la un eveniment, da? Nu știu. Este extrem, extrem de versatil. E genul acela de aromă ce creează dependență. Din nou, dacă sunteți iubitori ai ADN-ului și da, spun iubitori pentru că este total, total unisex. L-a abuzat bine de tot și soțul meu și credeți-mă, miroase demențial pe un bărbat. Deci treaba asta miroase demențial și da, poate fi o alegere, de ce nu, chiar și acum pe timpul verii. V-am spus, pentru mine și pentru gusturile mele nu este nimic mult prea mult aici, da? Ai pur și simplu acea aromă de proaspăt ieșit din spa, da? Este curat, o aromă curată, fiind de tot cremoasă, fiind de tot pudrată. Însă, însă, domnilor, chiar dacă spun fiind de tot cremoasă, fiind de tot pudrată, credeți-mă că este fix pe uh, linia unisex, da? Nu știu pentru mine nu înclină -mi mai mult sau mai puțin către niciunul din cele două genuri. Bun, atât pentru... A, ah, nu v-am spus performanțele. E bine, v-am spus că la un moment dat mi se va scurt circuita creierul. Bun, uh, undeva la 8 ore pe piele, da? 9, no, asta atunci când fac uh, overspraying. De ce spun treaba aceasta? Pentru că Um, Musamam White Intense duce undeva până la 9 ore, chiar dacă nu aș face neapărat overspraying, deoarece are același schelet de gri și arnel, însă uh, îi se adaugă aerul acela fiind de tot exotic și acele flori de ilang, -ilang da? ceea ce îl fac oarecum mai in your face, dacă vreți, da? Față de Liam Gray, care v-am spus 8 ore, da? Acum iar mă iau de cei de la BDK, uh, nu știu, 100, hai să spunem, să facem o sumă rotundă, da? 150 de lei, să spunem că ar costa sticla asta de 100 de mililitri. Totuși, să stea pe mine 8 ore, în timp ce originalul stă pe mine 2 ore. Dacă ar fi să compar. Performanța acestui parfum cu cea a originalului, aș spune din start că performanțele lui Liam Gray sunt extraterestre, da? pentru că totuși e o diferență de 6 ore. Da? Bun. Undeva la 8 ore pe piele, cu un siaj de 2 ore. Dar, din nou, pe mine nu mă deranjează să am câte un uh, decânțel, da? în geantă, ghiozdan și așa mai departe și mai ales acum pe timpul verii, să îmi reîmprospătez parfumul. Dar da, exact cum v-am spus, mă repet pentru ultima dată, de fiecare dată când se va termina acest parfum, voi avea din nou și din nou o altă sticlă. Cu toate acestea, vă dau un mic hint pentru clipul în legătură cu topul parfumurilor inspirate sau clonelor de gris, gris Arnel. Cu toate acestea, Lime Gris este pe locul 2. Da? Și veți vedea în acel videoclip care este cel mai bombă parfum din categoria inspirații pentru gris Arnel. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până acum. Dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi dacă ați face-o. Și, haideți să ne auzim în secțiunea comentarii. Și, da, știu, am rămas în urmă cu răspunsul comentariilor. Acum câteva nopți am încercat chiar mult în spate, dar să încep să răspund treptat, treptat, tuturor. Asta nu înseamnă că nu vă citesc comentariile, astea nu înseamnă că sunt acea nesimțită care vă ignoră și așa mai departe. Nu. Însă, timpul știți că este într-o continuă luptă cu mine, sunt și mămică, am și familie și așa mai departe. Dar, întotdeauna am găsit timp de două ori pe săptămână să fiu aici alături de voi, să discutăm despre pasiunea noastră. Așadar, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați voi sau dacă nu doriți lucrul acesta, Lăsați-mi și mie impresiile și experiențele voastre în legătură cu aceste două parfumuri sau de ce nu, chiar dacă nu le aveți, dacă le-ați testat, dacă sunteți în zona acestuia de neolfactiv, de gri și și așa mai departe. A, și sunt foarte curioasă, că știu, am văzut și pe grupul meu de Facebook, lumea e împărțită, ce performanțe prindeți voi cu gri și de la BDK, da? Vorbesc de varianta originală. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Vă doresc zile minunate, vesele, fericite și neapărat, neapărat parfumate. Până data viitoare, v-am pupat!